Site-urile specializate, dar și rețelele de socializare sunt pline de anunțuri din categoria Vino neamule la carne de porc. Gospodarii își fac reclamă în mediul virtual la animalele crescute bio în propria bătătură. Anunțurile sunt obligatoriu însoțite de cât mai multe fotografii. În Buzău, de exemplu, grăsunii au chiar propria rețea de socializare, unde au loc adevărate dezbateri. Până aici, toate bune și frumoase. Dar ce se întâmplă atunci când îl suni pe gospodar și îl iei la bani mărunți cu tot felul de mărunțișuri, cum ar fi controlul veterinar, pesta porcină africană sau interdicția de a vinde grăsunul fără avize? Alo, bună ziua! Am văzut un anunț pe OLX. Vindeți porci în Buzău? Da. Porci de carne am de la 125-130 până la 145-150. Și cam câte kilogram? De la 14 la 15 de jumătate. Dar este înregistrat la medicul veterinar, că știți, cu pesta asta, acum mi-e cam frică. Nu au, doamnă, niciun fel de pestă, dar dacă vreți, tăiem și luați o bucată de carne și vă duceți o verificat. La asta e o prostie. Și documente nu dați, adică eu când îl car îmi trebuie niște documente, îmi dați dumneavoastră, aveți documente? Eu acasă. Nu se dă, nu se dau documente. Am înțeles. Nu se dau, că vă trebuie și un formular de mișcare și o chestie de genul ăsta, dar nu se de ea v-am și spus, să vi-l duc eu. Bine, vă mulțumesc mult. În Buzău au fost puși la vânzare atât porci de carne din rasele comune, cât și mangalița sau porci vietnamezi, recunoscuți pentru carnea mai fragedă și conținutul scăzut de grăsime. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare recomandă totuși prudență maximă. Spuneți-ne, vă rog, dacă monitorizează, dacă Direcția Sanitar-Veterinară monitorizează aceste anunțuri sau dacă există posibilitatea să fie monitorizate sau ce recomandări aveți atât pentru oamenii care ar fi tentați să cumpere ca urmare a acestor anunțuri, dar și pentru cei care pun anunțurile acolo având animale vii de vânzare. Da, în ceea ce înseamnă comercializarea animalelor vii pe diverse site-uri, pe diverse rețele de socializare, bineînțeles că ele au fost în atenția noastră și nu numai a noastră, și a celorlalte structuri care sunt incluse în Centrul Local de Combatere a Bolilor și au fost verificate toate anunțurile care la momentul ăla, dar și care sunt prezente acum, pentru că marea majoritate au rămas aceleași, au fost verificate persoanele respective și acolo unde s-au impus, s-au aplicat și măsuri contravenționale. Acum, revenind la subiectul întrebării dumneavoastră, bineînțeles, animalele vii pot fi comercializate, pot fi achiziționate de către cei care sunt interesați din trei surse pe care tot timpul le-am și nominalizat. Este vorba de exploatațiile comerciale, de fermele care pot vinde animale vii către cei interesați. Este vorba de exploatațiile de tip A, asta este o noțiune de tot microfermă, să spunem, de capacitate mai mică, și de exploatațiile particulare deținute de persoane fizice autorizate ca minimă formă de organizare juridică, exploatații care sunt înregistrate după ordinul 20/2018, toate cele trei categorii posibile furnizoare de porci pentru sacrificare se pot găsi în comunicatul de presă special destinat de pe site-ul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău prin accesarea unui simplu link. Tragedia, după părerea mea, nu este în decembrie, tragedia va fi în ianuarie. Vă spun de ce. Toată lumea taie porcul în decembrie pentru că așteaptă un preț bun, așteaptă ceva. Românul trebuie să mănânce și în ianuarie și o să mănânce numai din import. Categoric din import și în import la ce preț? Pentru că ați văzut în China, din reportajele și din site-urile pe care eu le-am citit, se spune că la chineze a ajuns $5 kilogramul de porc în viu. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Deci chinezii au venit și au spus, domnule, luăm, contractăm tot ce este carne de porc pe două, trei continente. Adică luăm tot ce este carne de porc din Europa, tot ce este carne de porc din America și tot ce este din Brazilia. În momentul de față, România cât poate să acopere din producția internă, din necesar?
Acum, gurile rele care sunt, ăia spuneau că mai asigurăm 30-40%. Eu vă spun că de la 1 ianuarie asigurăm 10-15%. Deci putem vorbi de o criză a cărnii de porc în momentul de față în România, începând cu luna ianuarie cu 2000... Nu, criza este și acum. Acum se spune că 30% se importă. Probabil că acum să nu se importe mai mult, pentru că sunt ultimele zvâcniri și nu mai contează câte kilograme are un porc. Îi dăm drumul cu el la cuțit. Sunt unele țări care au făcut licitație. Au spus, am 200 de tone de carne de porc în carcasă. Cine dă cel mai mare preț, îl ia. Și sigur că cel mai mare preț îl dau chinezii. Nu își pot permite la populația lor 1.300.000.000 cât sunt, nu își pot permite să nu asigure populației, mai ales după ce au învățat, pentru că s-au fost cei mai mari producători de carne de porc, dar și cel mai mare consumator de carne de porc. Și atunci vă dați seama că a trebuit să facă orice ca să oprească o răbufnire din asta a populației. Ca și o ultimă, zic, reușită a fost când era să ne bagi în roșu Comunitatea Europeană pentru exportul de carne, de produse de carne, și în ultimul moment s-a întors și am reușit să o amânăm. Acum vedem ce se întâmplă în continuare, ținând cont că din județele României doar două nu mai au pestă. Deci situația este destul de gravă vis-a-vis de ce se întâmplă cu industria, cu viitorul industriei noastre procesatoare și a creșterii porcului. Deci de asta am avut, cum să spun, dorința de a ne întâlni, să dăm un semnal de alarmă, pentru că odată cu creșterea porcului în România, ce trebuie să facem să eradicăm pesta din România, pentru că dacă nu se va face nimic, sigur că da, noi astăzi avem un noroc pentru că noi găsim carne în magazine datorită faptului că cei care astăzi sunt mari jucători în carne nu pot să exporte, pentru că România este închisă pentru export și atunci toată carnea care se produce în România vine în supermarketuri în mod special și atunci avem șansa încă că mai avem carne relativ ieftină, pentru că nu se poate exporta. Dacă s-ar fi putut exporta, probabil discutam la raft astăzi de un preț de dublu față de ceea ce este, pentru că s-ar fi exportat în China. Eu sunt convins, și nu numai eu, și mulți dintre membrii noștri, că această epidemie a fost amplificată mult și de circulația liberă a atâtor animale. Nu cred că o țară europeană are atâți mistreți ca noi și atâția urși, și totul e liber și totul fiecare face ce după capul lui și nimeni nu răspunde. Cred că și asociația asta vânătorilor, cred că ar trebui să o lase mai ușoare cu lobby-ul care îl fac ei vis-a-vis de câți porci se împușcă și să vadă interesul național, pentru că într-adevăr este un lucru grav și se pune chiar problema de securitate alimentară a acestei planete și noi ne mai gândim doar la partea ludică, câte animale putem să împușcăm. Pesta porcină africană a decimat efectivele de suine din China, ceea ce a determinat un șoc pe piața internațională, o creștere a importurilor de carne de porc și o majorare fără precedent a prețurilor. În acest context, Comisia Europeană susține că exporturile anuale de carne de porc din bătrânul continent ar putea ajunge la un nivel maxim de peste 4 milioane de tone în jurul anului 2022, un volum mult superior celui înregistrat înainte de epidemia de peste porcină africană din China, estimează executivul comunitar.
Prețurile ar urma să rămână la un nivel ridicat până când își revine producția chineză și ar putea să scadă brusc în funcție de viteza cu care va avea loc revenirea și cât de mult va crește producția competitorilor din Uniunea Europeană, a apreciat Comisia Europeană, referindu-se la Statele Unite, Brazilia și Canada. În prezent, un număr de 10 state membre ale Uniunii Europene sunt afectate de epidemia de pestă porcină africană, situațiile cele mai grave fiind în Bulgaria și în România. Aceleași îngrijorări ar urma să ducă la creșterea culturilor cu un conținut bogat în proteine. Rapița și soia nemodificată genetic vor predomina, având în vedere că pot fi utilizate în multe ramuri din agricultură, mai precizează executivul comunitar. Din păcate, în ultimii ani am importat doar din afara țării și mai exact astăzi vă pot prezenta o rețetă pe care o stăpânesc de aproximativ eu personal 22 de ani. Am preluat-o de la bunicii mei, să zic așa, o rețetă 100% tradițională românească în care avem carne de porc 100%, usturoi, sare, piper și folosim intestine naturale de porc. Față de ceea ce până la momentul de față, din păcate, încă se mai sunt piața din România, foarte, foarte mulți compuși chimici, membrane artificiale, lucruri care, de fapt, românul, în sfârșit, o mare parte sau o mică parte, să zic așa, și-au dat seama că, de fapt, ne cauzează doar și numai probleme. Fără niciun fel de conservant, fără niciun fel de colorant. Absolut, absolut nimic, absolut nimic. Cum se prepară acești cârnați? Practic luăm carcase, semicarcase de porc, le tranșăm pentru fiecare kilogram de carne, usturoi, sare, piper. Și o să vă arăt produsul, așa cum se face și în curtea fiecărui român care iubește produse prezentate și în România, pentru o calitate mai bună. Lucrăm cu usturoi 100% românesc pentru o aromă și un gust mai bun. Avem pe piață tot felul de calități diferite. Știm cu toții că avem usturoiul chinezesc, spaniol, care este puțin picant. Noi vrem ca toate lucrurile să fie autentic românești. Foarte multe animale necesită și foarte multă muncă și foarte multă atenție în același timp. Da, bineînțeles, cum zicea și domnul doctor Petcu, exact, mineritul la suprafață, zootehnia, mai ales vaca de lapte, e un sector foarte greu, dar când ajungi să intri în horă, nu mai poți să dai înapoi, trebuie să joci până la capăt. Lucrați într-un domeniu aparte și până la urmă agricultura își spune cuvântul, vă atrag foarte mult animalele. Da, mă atrag foarte mult animalele. Dacă nu te-ar atrage animalele, nu ai putea să stai așa în condițiile astea. Vedeți bine cum sunt în momentul ăsta, chiar sunt în plină activitate. Exact așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să-ți placă în primul rând ceea ce faci. În cazul în care nu îți place, nu poți să te apropii. Că e miros, sunt condiții grele. Acum ne aflăm în grupa care e în 7 luni de gestație. Facem vaccinul pentru imunizarea vițelului, pentru ca vițelul să nască în condiții bune. Și deci asta e efectiv pentru un vaccin pentru viitorul fermei, până la urmă. Nu sunteți veterinar de meserie. Cum ați învățat tainele zootehniei, tainele creșterii bovinelor?
Avem noroc că suntem în 2019 și din 2009 încoace avem de mult mai mult din 2009 încoace, avem internet la dispoziție, avem informația în telefon, accesăm netul, mai discuții cu amici, cu medici și cu, bineînțeles, cu fermierii. Și așa împărtășim experiențe și din experiență înveți cel mai bine. Ați învățat din greșeli sau ați nimerit din prima? Ar fi bine să poți să nimerești din prima. Bineînțeles că am învățat și din greșeli, dar important e să înveți. Ministrul Adrian Oros a afirmat că ferma de familie este o prioritate a guvernului, accentuând rolul economic și social al fermelor de familie și a vorbit despre problemele cu care se confruntă acestea. Fermele de familie se confruntă cu problema pieței de desfacere, o problemă care poate fi rezolvată doar prin asociere. Este important să încurajăm tinerii, căutând acele soluții pentru a le oferi acces la teren, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Secretarul de stat Emil Dumitru, prezent și el la eveniment, a menționat că obiectivul principal este de a consolida clasa de mijloc, ferma de familie, și de a susține dezvoltarea mediului rural. Ferma de familie este esența agriculturii din România, a conchis Emil Dumitru. Daniela Rebega, directorul general adjunct al DGDR, a declarat că ferma familială este un pilon economic pentru dezvoltarea sectorului agricol și a prezentat modul în care ferma de familie urmează să fie susținută. Din acest an, atât fermierii români cât și alte categorii de beneficiari au avut acces la noi forme de finanțare. Aceste facilități vor duce la modernizarea agriculturii, dar și la dezvoltarea afacerilor și a spiritului antreprenorial în spațiul rural. Cu alte cuvinte, chiar dacă ne aflăm la început de iarnă, florile optimismului sunt purtate peste tot de noua administrație din MEADR. Obiectivele bursei de pește au fost și sunt în continuare foarte clare. Eliminarea evaziunii fiscale din domeniul piscicol, monitorizarea capturilor reale de pește din delta Dunării, sprijinirea pescarilor, precum și exploatarea durabilă a resursei piscicole. În prezent, în delta Dunării există aproape 50 de cherhanale, la care pescarii sunt obligați să își vândă capturile. De mult timp, pescarii se plâng că, în unele perioade ale anului, proprietarii cherhanalelor din delta nu le primesc capturile, motivând că nu au cui să le vândă, pe fondul unei concurențe acerbe cu produsele piscicole de import. În prezent, bursa are trei produse marcate Casa Unirea, respectiv scrumbia afumată de Dunăre, batoc de crab argintiu și batoc de rechin, care se vând în magazinele Casei de Comerț Unirea. De precizat că luna trecută ministrul Agriculturii a anunțat că Bucureștiul, în urma notificării Comisiei Europene, va trebui să returneze aproape 3,5 milioane de euro ca urmare a deficiențelor apărute în derularea proiectului Bursa de Pește de la Tulcea. Conform Curții de Conturi, singurele tranzacții care s-au făcut pe această bursă au fost doar două, făcute, cum altfel, chiar în ziua inaugurării. Zgâțan. Decembrie se sărbătorește Ziua Internațională a Muntelui, celebrare realizată printr-o serie de acțiuni și activități menite a pune în valoare muntele, de a atrage
atenția decidenților asupra problematicii cu care se confruntă zonele montane din întreaga lume. Acest lucru, având în vedere ponderea însemnată a suprafeței cu munți de pe glob, aproape 25% din suprafața globului pământesc este acoperită de munți. În aceste areale și în preajma acestora trăiește aproape 20% din populația mondială. Acest fenomen îl întâlnim și în Europa, unde 40% din suprafața continentului este ocupată cu zone montane. Și în România situația este undeva similară cu cea din Europa. Avem peste 30% suprafață cu zona montană și aici găsim aproape 15% din populația națională. La noapte, vremea va fi predominant închisă. Temporar va ploua, în general slab cantitativ, în sudul și sud-vestul țării, local în est și doar izolat în rest. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar în Carpații meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, iar vântul se va intensifica viscolind ninsoarea. Unele intensificări ale vântului se vor semnala local și temporar și în regiunile sudice. Temperaturile minime se vor încadra în general între minus 4 și 6 grade. Izolat va fi ceaț. Mâine vremea se va menține în general închisă. Va ploua local și temporar în regiunile sudice și sud-vestice și doar izolat în restul teritoriului. La munte vor fi precipitații mixte, iar în Carpații meridionali, la peste 1700 de metri altitudine, va ninge și se va depune strat de zăpadă mai consistent, iar vântul va sufla tare, cu rafale de peste 70-80 de km pe oră, viscolind zăpada. Unele intensificări ale vântului, dar la cote mai reduse, vor fi și în sud-vestul și sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa între 2 grade în nordul Moldovei și 12 grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.